de blană arată aici, ești nebun, nu cred. Bogdan, ce ai în spate acolo și cât crezi că o să zboare? Azi? Un avion și eu am pariat că o să sară de... Salutare, băieți! Revenim cu update de la TT într-o primă fază. Predau legătura lui Dragoș să ne povestească. Da, a venit chiul asta de la făcut. Am fost la planat, schimbați meringuri sub apă. Aia bună. Da, e chiloasa bună, nu mai e, asta e altceva. Nu mai sunt mâncate canalele. Rectificat scaune, schimbate câteva ghiduri, nu mai știu exact numărul. Și curățat. Arborele la fel, verificat, curățat. Și la bloc un plan, fonuit, la fel partea de verificare. De acum urmăm noi, altă curățare, probabil altă culoare și alte nebunii. Așa, și acum referitor la... La restul detaliilor, avem interiorul la Vivacy, sper să fie gata cât mai curând. Avem piesele de la motor la și ale mele și ale lui Dragoș sunt la băieții de la Expert Wheels. Farurile sunt la MCH, abia aștept să văd cum or să iasă. Și volanul și toate elementele din interior sunt la băieții de la centru de volane și sunt aproape gata. Am vorbit cu ei, abia aștept să le primim. Când or să vină, de fapt, o să punem niște story-uri. Apropo, dacă vreți să mai fiți la curent cu chestii pe care le postăm noi, în afară de Instagram pe story, e și grupul de care se cheamă cu asta de scriu, tot acolo pe Instagram. Dacă intrați în profilul nostru, o să-l vedeți. Și cam atât cu chediu, cred că. Mai avem noi. Tete-o, lasă chediu. Doamne ferește. Imediat vă zic și de ce am făcut greșeala asta. Rămâne, trebuie să rămână greșeala asta. Cam atât cu TT-ul. Nu scapă nimic la TT, nu? Cred că nu, momentan. Mai avem noi nevoie de câteva piese și de timp de stat pe ea serios, cel puțin pe partea de motor, într-o primă fază. Hai să vă arăt care e faza cu chediu. Bă, de unde ne ocupăm? Încă nu de TT. De unde ne ocupăm? Chediu a intrat în lucru, a intrat la Dani. Pentru că de ceva timp, când mergem cu ea, se aude de undeva de la jumatea mașinii. Undeva pe la jumate, tu mai găsești o gaură, intră două degete pe acolo. Nu înțelegeam și de ce și fum pe mașină și așa. Dani trebuie să rezolve partea asta și oricum, din cauza că am pus turbina un pic mai mare, trebuia să ne mai uităm să vedem cum funcționează lucrurile și trebuia probabil o mică modificare. Însă... Avem un pic de treabă azi. Treaba e în felul... Păi... Care face episodul? Așa. Duminica asta, de la ora 12, sunteți invitați la Red Bull Flugtag. Noi o să fim în proporție de 100%. Toți vom fi acolo. Se anunță un spectacol super marfă. 40 de echipe și-au înscris aparatele de zbor. Sigur ați văzut și pe net edițiile anterioare, de fiecare dată a ieșit senzațional. Ne așteptăm la câteva zeci de mii de oameni. Și faza super tare e că noi acum o să facem o vizită rapidă pe la câteva echipe, să vedem în ce stadiu sunt cu aparatele. Nu știu dacă ați văzut deja pe Instagram, m-am contrat un pic cu Șurubel pentru că n-am fost de acord cu niște chestii la câteva dintre echipe. Și probabil ați văzut pariurile pe care le-am făcut cu el. Da, zic să nu mai stăm să pierdem timpul și să mergem în vizită la prima echipă. Echipa Pegasus 27, care lucrează la zbăcoiatul. Hai să vedem ce fac aici, băieți. Salutare, Andrei! Salut! Câteva cuvinte despre voi. Am ajuns să ne înscriem de pe un grup a facultății, la Red Bull Flugtag. Am primit informația, s-a disipat printre toți și ușor, ușor, cu timpul s-a apropiat să ne înscriem. Nu prea ne formasem echipă și așa am ajuns eu și cu Maria să găsim oameni care să vrem să ne formăm 5 oameni să ne înscriem. Și am ajuns o echipă destul de ok, astfel încât pot să zic pestriță, dar e foarte bine pentru că avem inginer în aerodinamică, avem designer, avem management, manager, Maria e managerul echipei, Cătă este constructorul, cu asta se ocupă. Luca e cu mine pe aerodinamică, a fost un proces destul de mai greu pe aerodinamică. Eu am ajuns să ne strângem și să putem să construim ceva frumos și creativ toți.
asta nu putem ajuns la ideea asta de unicorn, de unicorn pre apă, de fai. Mergem să cunoaștem și echipa? Hai să-ți arăt membrii echipei. Să încercăm să nu-i deranjăm. E nevoie de concentrare. Acum lucrează la partea cu stabilizator, să învelim astfel încât să poată să facă portanța avionului, pentru că intenționăm să și zburăm. Fiind de la aerospațială, cam cu asta ne ocupăm noi și reprezintă provocare chiar și construcția. E prima oară pe care chiar îl construim. Luca, cel care ne dă capsele, este inginer cu mine cu partea de aerodinamică. Noi am reușit să ajungem la profilele speciale și nervurile speciale pe care să le folosim ca avionul să zboare, de exemplu profilele de aici. Forma asta este aleasă foarte atent ca să avionul să aibă o portanță la o viteză cât mai mică, pentru că asta este provocarea până la urmă și să poată să zboare până la urmă. Niște calcule foarte bune, 2 secunde. Rudy este designerul nostru, cel care a venit și a pus în practică toate ideile noastre din vorbe, a reușit să le deseneze într-un program specializat, să facă și niște simulări ca să ne permită să punem în practică mai multe ce avem de făcut. Iar Pepe este constructorul nostru, fără de care sincer noi nu ne-am fi descurcat, că n-am mai construit până acum. Iar experiența spune cu contul și cred că suntem o echipă foarte bine echilibrată și omogenă. Da, eu aș zice pusă pe performanță, sincer. Asta ne dorim. Ne dorim să facem performanță cu informații de fotografie și să ajungem cât mai sus. Sincer, n-arata primul. Ei zic că e primul avion construit, dar n-arata primul. Nu, no, e chiar primul. Cum va arăta al doilea acum? Da, da, corect. Da, ne ajută experiența, eu sunt și pilot de aeronavă ușoară, adică zbor pe un avion cam de dimensiunile astea. Ca serios? Da. M-a ajutat okay. Numai că ăla are motor, ăsta n-are motor și aici m-a prins puțin, dar am reușit să ajungem la o concluzie frumoasă și sperăm că va fi ceva frumos. Foarte tare. Cum facem acum, cum vorbim cu șurubel, ca să-l păcălim un pic, știi, cu pariul, să pară că oamenii sunt, de fapt, la un nivel mult mai jos. Aici avem schița noastră finală pe care ne bazăm noi, că așa am vrea să arate proiectul într-un final. În prima parte s-a ocupat colegul meu, Bruti, de partea de proiectare. Se poate vedea și structura de rezistență care a fost ulterior construită, puteți să vedem și aici. Am încercat să menținem cât mai puține componente, cât mai rezistențe și mai optime pentru o performanță și greutate sporite, să zic așa, pentru că trebuie să fie cât mai ușor. După care eu l-am introdus într-un alt soft și am făcut partea de modelare efectivă încât să ajungem la un corp de unicorn, la un cap, coama, coada și picioare. Și cam așa va arăta. Ca materiale utilizate avem pe punctele cheie, unde avem cele mai mari forțe. Avem polistiren cu PVC, armat cu PVC, unde forțele sunt mai mici. Avem polistiren extrudat, jumătatea aripii, unde se prinde lonjeronul principal, lemn stratificat de plop. În industria modelismului se folosește lemn de cebia, de cei, dar nu am găsit la dimensiunea de 2,50 m. Nu se comercializează la mea. La fel, PVC cu polistiren pe partea de lonjeron până la jumătatea semiaripii, unde avem iar lemn de plop. Lisele sunt executate din lemn de plop stratificat, la fel ca și cele două coaste. Lonjeronul central este din lemn de plop, îl avem acolo, iar un alt lonjeron din PVC, cu diametru de 80 de mm. Lonjeronul secundar este din țeavă de instalație electrică, de la Horvat. În mare parte materialele am achitat acolo. În punctele cheie, iarăși a mai fost armat cu material de chingă. Ele sunt pentru o tonă jumate, rezistă, dar noi nu avem asemenea greutate. Greutatea ansamblului avionului a trebuit să iasă undeva la 55 de kg, cu tot învelit, cu tot material. Asta este fuselaj, cel pe care vor veni aripile și tot. Go ready! Pentru că avea la un moment dat la 20 de kg și l-am subțiat până am ajuns, acum are undeva la 14,5 kg. Și avem 15, 30, 45 de kg fără lonjeronul acesta, asta nu l-am cântărit. La sfârșit, când îi punem și pânza, vom avea exact greutatea lui. Noi sperăm să ieșim până în 55 de kg, cu pilotul care are tot pacam pe acolo, nu știm exact greutatea pilotului, dar să ajungem în 100 de kg cu tot.
Fără cărucior. Căruciorul estimăm noi undeva la 25-30 de kg. Căruciorul nu contează atât de mult. Nu contează, contează doar de restricția de 200 de kg pe ram. Ce am înțeles eu, nu am voie, eu ca și executant, să depășesc 200 de kg cu tot cărucior. Și o să vedeți mai târziu cum îl asamblăm. Termină colegii mei să pună punza și pe partea din spate. Mamă, cât de ușoare sunt. Deci nu-mi vine să cred cât animalele de aripi și cât de ușoare sunt. Doamne, ferește. Vezi, Dita, mai aripa și te aștepți de altă greutate. Aripa se poate să stea, să nu facă atât când ia aer, să nu se dea pe spate. De aceea trebuie să agățăm niște hoban. Tot la fel, dacă prind lipit aici, este pe coasta de lemn, care vine în spatele pilotului. Practic, cortelul aceea nu-i va da voie să ducă pe spate. Mm-hmm. Sperăm. Asta e loterie, nu știm până în zbare. Primul avion, pânza, e o pânză normală, nu e de specială de parașută sau ceva, e o pânză. Am făcut câteva teste cu ea să nu treacă aerul până ea. Și e ok. E ok. Juruburi, deocamdată, nu avem. E totul prin lipire. Am folosit aracet și un ceanul aclinat, îi spunem noi. Este un super glue cu întăritor. Întăritor, bineînțeles, cu cordelină pentru a nu îngropeată sau întăritor pe punctele cheie, unde avem cele mai mari forțe. Visele acestea au rolul de a ține aripa să nu se îndoaie la fel și aici, dacă nu prindem. Pentru că am evitat cuiele, să-i băgăm cuie și ruburi ceva, am mai întorit cu... acolo la fel și spune că zboară. Mamă, câtă blană arată aici, ești nebun, nu cred. Dar ce se întâmplă aici? Bă, oamenii au macara, dar macara în toată regula, nu de-aia de avem noi de jucărie. Și o să ridice un picuț avionul ca să încercăm să-i vedem forma. Eu am impresia că s-ar putea să fie scurt locul unde o să zboare și mie că o să aterizeze pe pământ, nu în apă. Dan, ce-i în spate acolo și cât crezi că o să zboare, Adi? Un avion în toată splendoarea lui și eu am pariat că o să sară de 20 de metri. Ok. Și am ajuns la Vlogării României, unde îl avem în spate pe unicornul călător. Nu pare în momentul ăsta, dar o să vedeți imediat de ce e unicornul. Păi, Alex, Damian, ai des lângă mine să povestim aici ce, la ce v-ați gândit. Salut! Da, noi ne-am gândit să fie ceva diferit. Am văzut, cred că, o văcuță care a zburat acum câțiva ani și chestii de genul și cred că chiar soția mea Iulia a venit cu ideea de unicorn, dacă mi-aduc eu bine aminte. După s-a apucat de desenat, că asta e și până acum. Eu zic că seamănă. Mai are un pic, dar lasă că până la sfârșit o să vedeți imediat și într-o formă mai finală, cu capul mai ales. Băi, e bine că avem lemn, spumă, hârtie, sunt chestii ușoare, adică... Saltele. Și chiar le avem. Cine pilotează? Alex. Da, eu. Am făcut niște calcule, vă spuneam și mai devreme, am făcut niște calcule de fizică cuantică și matematică aplicată și așa ne-a ieșit la calcule că Alex trebuie să piloteze. De fapt, am tras la bețe data spălată, tot ce asta e. S-a și vătat, teoretic. Cum o să fiți echipați? O să avem costume de unicorn. Da. Noi am mușcat puțin din cașcaval și am furat statul și am fost aseară pe Cala Victoriei și am dat niște poze pe acolo, să uita lumea la noi. Păi, da. Unii au zis că suntem căluțe, alții văcuțe, iepurași, dar da. Mamă, 5 metri lățime. Păi asta e. Are 2 metri oarecă. Da. E măricel. Și ne-am gândit să mai facem și în spate niște aripi, ca să putem să luăm curba acolo, da. Că vrem să îl mai scutim pe Moș Crăciun de așa și să mai livrăm niște cadouri în septembrie, acum mai tot. Cazul în care. Băi, mai aveți un pic de lucru? Un pic, da. 10-15 minute maxim. No. Cred că trebuie să mai fetele pe la urechi un pic, parcă. Da. Și ochii albaștri, că așa am stabilit, că facem ochii albaștri. Eu mi-am dorit întotdeauna să am ochi albaștri și n-am reușit, așa o să facem unicornul cu ochi albaștri. Și cam atât, adică m-am dat 10 minute, cred că 15 minute, nu seamănă unicorn, adică are aripi, are corn, unicorn. Nu, glumim, o să îi dăm o formă finală, o să arate unicorn, promitem că o să arate unicorn. Ce mai aveți acum de făcut, mai exact? Care sunt pașii următori? Păi trebuie să-i mai întărim aripile, va trebui să-i punem și în spate, vrem să-i punem tot așa niște aripi mici în spate ca să... Ne-am gândit noi că forța gravitațională să nu se lase în spate, tot așa, fizică cuantică, de asta, biologie aplicată. Și căruciorul trebuie să-l facem, că noi am pus roțile, da. El va decola după căruciorul ăsta. Da, ok. Deci asta o să fie exact... Da, ăsta e căruciorul, forma lui, de asta să-l mai întărim, să-i punem roțile și va veni îmbrăcat în alb, pentru că e unicorn. O să aibă coadă colorată. Mamă, e va fără mergea. Ca să
trag pe lume. Coreografie aveți? Facem și coreografie. V-ați gândit la ceva? Avem ceva în cap, da. Dar am zis că seara surpriză, nu vrem să spunem. Adică ne gândim oricum ceilalți concurenți să aibă nicio șansă în fața noastră, totuși vrem să le facem și lor o surpriză și să vadă coreografia acolo. Adică dacă vă uitați, dacă se publică vlogul ăsta înainte să de concurs, vă uitați, să știți că veniți să faceți doar poze cu noi, cu mingătorii. La capitolul încredere, din punctul meu de vedere, ați câștigat deja. Trebuie să se are ceva interesant aici. Avem peliplane-ul de la echipa Two Space și e un pic de joacă. O să vezi pilotul, o să aibă un pic de treabă la aparatul ăsta. Și o avem pe asta. Adică pelicanul nestilizat, fotografiat, s-a transformat în prima noastră schiță în asta. Am început să lucrăm la aripă, care aripă are un element aici, din polistiren. Și mai târziu o să vă povestim exact cum am ajuns la forma aia de aripă. După care am aproape de săvârșit și am ajuns la partea de fuselaj, unde la partea de fuselaj o să vă explicăm noi, pe măsură ce avansăm spre pelicanul nostru zburător, cum l-am făcut, dar cred că Marius știe mai, adică poate explica mai bine decât mine. Eu îmi iau indicatorul, de fapt, îi dau lui Marius, da. Indicatorul, care a avut și el un scop în... O să vă povestim când mergem la aripă. În primul rând, ideea ne-a venit de la multele noastre călătorii în Delta. Amândoi suntem pasionați de Delta, amândoi suntem pescari și de 3-4 ori pe an, sau poate chiar mai des, să mergem în Delta sau să pescuim sau ne plimbăm cu familie. Pelicanii sunt niște păsări... O precizare, el pescuiește, eu sunt bird watching. Nu este adevărat. Ori pescuim amândoi, ori ne uităm după păsări. Pelicanii sunt fantastici. Sunt niște păsări care zboară atât de frumos și care, de când le vezi pe apă, te gândești cât de greu este să pescuiască și să plece cu ciocul plin de pește în zbor, pentru că este foarte greu. Și de aici a plecat ideea. A fost mult până am auzit la radio de Red Bull Fructac și ne-am colțit în cap imediat ideea și am zis ce ar fi să facem. Și cum noi facem foarte multe trăznăi, cum le spunem împreună, hai de la drum. A trebuit să căutăm prin de prietenii noștri pe cineva cu cunoștințe de aeronautică, pentru că noi ne pricepem să construim, dar aveam nevoie de niște, de o îndrumare tehnică. Pentru că noi ne-am propus de la început, asta a fost și ideea. Ori facem o treabă serioasă, ori mai bine nu ne băgăm. La Caterinca noi nu ne prea pricepem și nici la partea artistică. Unde suntem, o să conteze, o să conteze și partea cu dirigenți, dar lucrăm. Suntem, da, lucrăm, o să lucrăm cu cine n-am aparat. Exact. În schimb, am cooptat pe ceilalți doi membri în echipă, pe Ștefan și pe Cătălin, doi restanțieri. Să nu vă imaginați că avem doi studenți la NASA. Doi restanțieri care acum nu sunt cu noi pentru că își dau examene, de aceea mare parte din proiect este supus chiar verităților lor profesionale. Dacă pică în bot, nu e vina noastră, noi am executat, dar geniile nu sunt înțelese întotdeauna. Materialele care le-am folosit, le-am avut la îndemână, să spunem așa, este doar polistiren, adeziv, câteva șuruburi. Aparatul cu selajul în sine este doar din polistiren și din lemn. Mă rog, mai ușor de atâta n-am reușit să-l facem. Ați cântărit până acum aparatul? Le-am tot cântărit, dar ne iese până la urmă, da. Deci el are vreo 40 de kilograme, okay. Profundorul are vreo 15. Noi acum suntem într-un stadiu oarecum final. Mâine montăm aripa pe aparat, sâmbătă facem cântărirea cu pilot. Cântărirea / echilibrarea, în sensul în care vom muta partea de scaun acolo unde ne va fi cel mai avantajos din perspectivă dinamică, ca aparatul să fie perfect echilibrat. Noi, așa cum spuneam Marius înainte, am încercat să facem o chestie chiar științifică așa și ne-am gândit că 6 secunde sunt de fapt o eternitate, de fapt vor fi aproape nimic. Dar avem comenzi și pentru profundor, avem comenzi și pentru flapsuri. Iulia o să aibă o grămadă de lucruri de făcut în timp, în acele 6 secunde, cu speranța că vom reuși să-l îndreptăm după picajul inițial, cu speranța că o să pierzi pariul pe care l-ai făcut cu șurubel și că o să câștige el și el o să le dea o comisiune din câștigul lui. Cam așa stăm noi în acest moment. Arătați-ne un pic ce se întâmplă în partea din spate. Partea din spate... Ce controlează pilotul? Păi pilotul va avea o desibire de alți piloți. Exact. Două comenzi. Deci ia
ia Iulia, pilotul, va putea să comande flapsurile de pe aripi, astfel încât să poată orienta aparatul în cazul în care o pală de vânt dezechilibrează, și va avea o manetă față aici, practicând pe picioare, care va avea stânga, dreapta și atunci aripa se va îndrepta stânga sau dreapta. Și iarăși va avea o manetă care va acționa profundorul, în sensul în care, după perioada în care va coborâ, să reușește să-l îndrepte, astfel încât să zboare. Pentru că dacă n-ar avea suprafața atentată de comandă, aparatul ar lua efectiv în jos pe o pantă mai abruptă sau mai lină, în funcție de finețea lui. Dar având această comandă, noi sperăm să-l poată îndrepta și să planeze. În prima fază îl va orienta în jos ca să prindă viteză, pe care îl va orienta în sus ca să ridice coada, să-l îndrepte, să planeze. Să sperăm că o să funcționeze, pentru că nu avem decât o singură încercare. Asta mi se pare foarte interesant la concurs, că atunci încearcă aproape toată lumea. Noi, înainte de a procede la proiect, am făcut fiecare câte un mic proiect Excel, să vedem ce putem să extragem bun din fiecare proiect. Și Adi a făcut unul, eu am făcut unul. Fiecare a făcut propriul lui proiect. Independent. Pornind de la aceleași date, pornind de la aceleași ipoteze de lucru, fiecare a făcut propria lui machetă. De aia a fost la sfârșit să le punem pe toate trei una lângă cealaltă, adică macheta mea, macheta lui Mare și macheta băieților, urmând să luăm elementele cele mai bune de la fiecare și să alegem unul dintre ele. N-a fost să fie așa, niciunul dintre cele trei, machete nu s-a calificat fără Am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Și atunci am făcut un mix din cele trei și a ieșit domnul. Da. Practic ea seamănă cu ce facem noi aici. De fapt aici este tot așa o manetă, dar ea care comandă partea din spate. Ah, ok. Deci asta am folosit-o. Aici avem flapsul care nu mai este, care l-am desfăcut, a avut și o bucățică de flaps. Deci, neavând prea multe schițe, am făcut ceva practic să vedem ce ne ajută. Practic, aripile ce lungime au în total? 8 metri. 8 metri. În felul ăsta o să înțelegeți un pic cum am construit noi. Vedeți, am pornit de la proiectul ăsta și am folosit genul acesta de coaste din polistiren, pe care le-am solidarizat între ele. Cu câte patru undițe. Patru undițe. O undiță, două undiți. Da, ele le-am desfăcut. Câte patru undițe din fibră de carbon, pe care le-am introdus pe rând. Astea. Am realizat, practic, o structură similară cu ceea ce vedeți voi. Am rămas fără undițe. De fiecare longeron, sunt trei longeroane, sunt compuse de câte patru undițe. Dacă ele sunt suprapuse, astfel încât să creeze aproape diametrul ăsta. Iar după aceea, toată structura asta am îmbrăcat-o cu o membrană, dar o să mergem afară să o vedeți în realitate. E o provocare, în primul rând, ca aripa să rămână relativ dreaptă în condițiile unei deschideri de 8 metri. Adică cu cât săgeata la capătul aripii este mai mică, cu atât rezultatul în zbor poate fi mai bun. Ca să nu vorbesc că pe perioada de rulare există un moment critic, pentru că aripa în timpul rulării o să facă tot timpul așa și atunci capetele o să fie supuse unui efort mare. Să nu mai vorbesc de vânt lateral sau alte ce vom mai găsi noi pe strapontina, pe catwalk. Ca să ne ajute să transportăm aripa, să o rigidizăm, creat o structură care e prinsă în câteva șuruburi și pe care o vom demonta. Astfel ne permite să o manevrăm până când va fi pusă pe poziția finală. Când am trecut din teorie și din machetă în realitate, am constatat totuși că bețele din fibră de carbon de la undițe pe care le-am folosit noi nu sunt suficient de rigide și atunci a trebuit să gândim un sistem în care să ancorăm capetele aripii de acest turn central. Și atunci vom avea un sistem care susține aripa cu două supante pe o parte și pe partea cealaltă și în oglindă pe partea inferioară. Partea asta este de finalizat, dar vă putem arăta partea finală a aripii încercând să întoarcem aripa. Asta este, să zicem, forma finală a aripii. Așa o să urmeze să o pictăm și pe partea cealaltă. Cum vorbeam cu Marius anterior, la un moment dat, în proiect 8 metri sună frumos, dar după aceea când am pus în practică cei 8 metri, aveam probleme de comunicare să ne auzim de la un capăt la celălalt cu manevrele pe care le făceam.
Da. Sunt curios cu ce mergeți la pescuit. Ne descurcăm. Am declarat acasă că mi le-au furat și găsim altă. Sperăm că soțiile nu se uită la perioada asta. Da. Aici o să avem un sistem de scripeți. Parcă l-am auzit pe Peișul Ruben că spunea ceva de acționarea electrică, sau ce spunea la placă. Da, a întrebat oare cum se vor acționa. Deci aici vom avea niște sfoară pe scripeți ăștia mai mari care va fi condusă pe alți scripeți până la maneta care va putea să controleze cele două flape, okay. Care vor merge unul într-un sens și altul în celălalt sens. Deci fiecare va avea una individuală? Nu, va fi una singură, dar ele se vor mișca în antifază. Ah, ok. Sperăm. Asta e și ideea flapsului și rolul lui este acela să compenseze deriva laterală, în condițiile în care o lovește o pală de vânt, o mișcare din asta într-o parte de corecție, în partea cealaltă de compensare, să poată să redreseze aparatul. Uite, vezi? De exemplu. Da. Și atunci se ar angaja și oricum când se angajează, nici pentru pilot nu este foarte plăcut să pice în felul ăsta în apă. Așa noi ne gândim că dacă pică totuși drept, indiferent, este drept. Așa, într-o parte, este mai rău. Da. Avem toate detaliile. Păi știi ce zici? El a făcut deja un pariu. Sincer, cred că pierd pariu cu șurubel, am impresia, dar nu o să-mi pară rău. O să câștig alte două pariuri, deci s-ar putea să ies bine. Dar cred că îl pierd pe ăsta. Oricum, de distrat o să ne distrăm și ne-a făcut mare plăcere să-l construim. Și e și foarte fun când te întreabă cineva ce faci. Mă duc să muncesc la ce? La avion. La ce avion? Acestea fiind spuse, ne vedem la Red Bull Fluctac, duminică, 17 septembrie, pe Lacul Mării, de la ora 12. Pa, pa!